Salariu de bugetar, trai de milionari. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, a cheltuit 600.000 de euro doar pe vacanțe de lux în ultimul an și jumătate. Maldive, Mykonos și Nisa se numără printre destinațiile preferate. Și în țară trăia pe picior mare, doar chiria într-un complex exclusivist din capitală îl costa 6.000 de euro pe lună, iar în garaj avea mașini de o jumătate de milion. DNA ar scuză că banii erau primiți din mită. Aveați acești bani, domnule de unde aveți, și de ce nu erau trecuți din credit? N-am voie să declar nimic, să știți. 16 milioane de lei mită și cheltuieli de cel puțin 600.000 de euro din conturi care nu există în declarația de avere. Sunt acuzațiile procurorilor DNA la adresa președintelui Consiliului Județean Prahova. Surse apropiate de anchetă spun că banii au venit de la denunțătorul celor trei, omul de afaceri Ionel Pirpiliu. Acesta ar fi fost convins în urmă cu 2 ani de președintele Consiliului Județean Prahova să cumpere de la cumnatul său o companie. Prețul cerut, 47.500.000 de lei. I-a promis în schimb contracte avantajoase cu statul. Discuțiile dintre cumnatul lui Dumitrescu, Adrian Lambrea și denunțător au fost interceptate de procurori. Eu am venit ca să discutăm de treaba noastră cu bănuții. De lovele, da. Știi bine că ți-am dat firma. Cu angajați, cu utilaje, cu contracte? Da. Ionel Pirpiliu a apucat să plătească 16 milioane de lei din banii ceruți pentru companie. Deși sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu nu mai figurau în actele firmei, aceștia au retras de aici sume mari de bani, care au ajuns ulterior la președintele CJ Prahova, spun surse din anchetă. Potrivit procurorilor, Iulian Dumitrescu a cheltuit pe vacanțe numai în ultimul an și jumătate peste 600.000 de euro. Mult peste posibilitățile unui bugetar, care potrivit declarației de avere, câștiga echivalentul a 3.000 de euro pe lună. De 200 de salarii ar fi avut nevoie să cumpere și mașinile pe care el și soția le conduceau, un Lamborghini Urus și un Bentley. Unde e un bugetar să conducă astfel de mașini? Nu zic că n-am voie să declar nimic. Niciun bolid nu apare în declarația de avere. Printre cheltuielile curente ale cuplului se numără și o chirie de 6.000 de euro pe lună pentru o locuință de 800 de metri pătrați dintr-un cartier de lux din nordul capitalei. Imobilul este deținut de fostul internațional Cristi Chivu, dar marile cheltuieli veneau în vacanțe. Dumitrescu și soția au plătit 12.000 de euro doar pe parfumuri și pantofi într-o deplasare în Dubai. Alți 7.000 de euro s-au dus pe bijuterii în Monaco. Tot atât a lăsat cuplul și la cel mai bine cotat hotel din Paris. Totul a ieșit la iveală după ce denunțătorul a început să colaboreze cu autoritățile în octombrie anul trecut. Mărul discordiei ar fi fost centura ocolitoare a orașului Mizil. Surse apropiate anchetei spun că Iulian Dumitrescu ar fi fost denunțat la Direcția Națională Anticorupție în urma unui conflict legat de licitația de atribuire a lucrărilor. Contractul de 85 de milioane de lei a fost câștigat de o asociere de 4 firme. Mai bine de jumătate din sumă trebuie plătită direct de Consiliul Județean Prahova. Restul banilor vin de la bugetul de stat. Asocierea de companie este condusă de o firmă cu 10 angajați. Am încercat în zadar să stăm de vorbă cu administratorul. Domnul Sorin Andronache. Alo. M-auziți? Nu vă aud. Păi tocmai mi-ați răspuns. Bună ziua, domnul Andronache. E cineva? Valis Deco, firma care a câștigat licitația pentru lucrările de la centura ocolitoare a orașului Mizil, are sediul social aici. Vorbim despre o casă din satul Chioșdeanca, o casă în care pare că acum nu locuiește nimeni. După punerea sub acuzare, politicianul și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte PNL. Este o decizie pe care fiecare membru al Partidului Național Liberal a luat-o atunci când a avut probleme cu justiția. Și așa vom proceda și de aici înainte. Conducerea Consiliului Județean Prahova a fost preluată de un adjunct. Iulian Dumitrescu nu a demisionat din funcția de președinte, însă nu mai are voie să-și exercite atribuțiile pe durata controlului judiciar. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.